În clipa asta apare că PNL-ul a obținut un avantaj tactic, în sensul în care, iată, și-a impus voința de a avea alegerile prezidențiale la sfârșitul lui noiembrie și, în egală măsură, a reușit să intercaleze și alegerile parlamentare. Chiar dacă aceste alegeri nu se suprapun peste al doilea tur, oricum alegerile prezidențiale și cele parlamentare pot fi considerate în acest moment la pachet, pentru că vor face parte din aceleași trei duminici la rând în care lumea va fi extrem de excitată într-o campanie electorală în care va fi greu de decelat între cei care candidează la președinție și cei care candidează la parlamentare. E clar că candidații la președinție vor fi și tracțiunile, vor fi și locomotivele pentru partidele respective. Și cei care ies în dezavantaj, în mod evident, sunt independenții. Cei care nu vor avea tracțiunea partidelor, mă refer aici clar la domnul Joană, și nu vor putea să lege foarte mult discursul prezidențial de cel economic,